Sâmbătă aceasta îl puteți întâlni pe Luca Dinulescu, unul dintre făptuitorii proiectului Istoria Alternativă a literaturii române în benzi desenate. Apărut în anul 2017, volumul aduce în prim plan aventurile a trei tineri scriitori puși pe fapte foarte mari. Încercând să descopere cine a furat literatura română și să o recupereze, cei trei bat țara în lung și în lat, dând nas în nas cu o mulțime de personalități ale culturii românești, reverberând ecouri din cele mai cunoscute texte ale literaturii române în contexte din ce în ce mai surprinzătoare, sporind hazul și lecturile nesfârșit.